doi polițiști au fost răniți grav de traficanții de migranți pe autostrada Timișoara-Arad, în timp ce încercau să oprească mai mulți transfugi să urce într-un tir. O tânără de numai 19 ani din Mehedinți a murit într-un accident cumplit, a intrat frontal cu mașina într-un tir. Cu mic, cu mare, românii sărbătoresc pe cinste 1 mai, musai cu mici, fie că au ales în muntele sau mare. Acolo mergem imediat și vă arătăm cum este atmosfera. Andreea Berecleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Incident grav pe autostrada Timișoara-Arad. Noaptea trecută, doi polițiști de frontieră au fost înjunghiați de traficanții de migranți când încercau să oprească mai mulți transfugi să se urce într-un tir. Două dintre călăuze au fost deja prinse, dar agresorul polițiștilor este în continuare dat dispărut. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Polițiștii de frontieră atacați erau în misiune. Organizaseră o pândă în zona unei parcări de tiruri de pe autostradă între Timișoara și Arad. Înainte de ora 4, agenții ascunși undeva în zonă au observat mai mulți migranți însoțiți de 3 persoane, care se pregăteau să se urce într-un autotren. Când polițiștii au vrut să intervină, una dintre călăuze, un afgan, i-a descoperit. Atacul s-a produs în acest loc. Polițiștii de frontieră monitorizau parcarea întrucât aveau informații că un grup de migranți urmează să fie îmbarcat într-un autotren. Una dintre călăuze a dat pur și simplu peste polițiști, s-a speriat, a scos cuțitul și a lovit, după care a fugit pe câmp. Agresorul a reușit să-l înjunghie pe unul dintre polițiști în umăr, iar pe celălalt l-a lovit violent de mai multe ori. În ajutorul celor răniți au sărit imediat alți agenți care au scos armele și au tras mai multe focuri de armă în aer. Polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare, fiind trase 13 focuri de armă pentru depistarea și reținerea migranților și a persoanelor suspecte de călăuzire. Apoi au pornit în căutarea fugarilor. Polițiștii de frontieră au adus mai multe drone pentru a supraveghea zona și pentru a-i depista pe fugari. Unul dintre operatori observat în stufărișul situat la circa un kilometru de parcare, un grup compact de 6-7 persoane. Până să ajungă însă oamenii lege acolo, migranții au luat-o la fugă pe tot câmpul. Pentru depistarea acestora s-au organizat inclusiv un dispozitiv de căutare, folosindu-se echipamente de tip dronă, precum și o auto specială cu termovizionare. Polițiștii au reușit în cele din urmă să prindă 8 migranți și 2 dintre cele 3 călăuze. Transfugii aveau permise de muncă și sunt din Congo, Nepal și Siria. Agenții răniți au ajuns la spital în Timișoara pentru îngrijiri și sunt în afara oricărui pericol. Este însă pentru prima oară când polițiști de frontieră sunt răniți într-o astfel de misiune de combatere a migrației ilegale. Colegii celor răniți sunt în continuare pe câmp și încearcă să dea de urma migranților scăpați, dar și de atacatorul celor două victime. Cercetările în acest caz se fac pentru ultraj, loviri sau alte violențe și trafic de migranți. Tragedie în Săptămâna Mare pentru o familie din Mehedinți. O tânără de doar 19 ani a murit într-un accident cumplit de circulație pe DN6 în localitatea Ciochiuța. Victima era la volan și circula dinspre Strehaia, spre Drobeta, Turnul Severin. La un moment dat a pierdut controlul, a pătruns pe contrasens și s-a lovit frontal cu un autotren care circula regulamentar din sens opus. Impactul a fost devastator pentru șoferiță, care din cauza rănilor deosebit de grave suferite a murit aproape pe loc. La locul accidentului au ajuns un echipaj de la descarcerare și ambulanța, dar nu s-a mai putut face nimic pentru tânără. După ce a fost scoasă dintre fiarele mașinii, medicii au declarat decesul. Colegiul Medicilor București a terminat ancheta în cazul deceselor de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Totul s-a făcut în mod corect, spun cei care au verificat situația. Explicațiile lor imediat la Focus. Sunt condimentați, gustoși și râvniți de români și nu numai în zi de sărbătoare. De 1 mai, micii sunt vedetele. Cei care nu s-au aventurat la mare sau la iarbă verde și au rămas în oraș au mers la terasele din piețe. Deși mulți au așteptat chiar și cu orele pentru o porție de miditei, la final a meritat efortul. Așa a arătat piața Obor încă de la ora 8. Bucureștenii s-au așezat răbdător la coada care se mărea din oră în oră pentru a serba 1 mai, cum știu mai bine, cu mici și bere. Jumătate de oră. E mai bun mici aici și nu te doare stomacul, nu îți face nimic. E mai bun. Aproape o oră. Cam 40 de minute. Sunt niște prieteni să vină. Acum am dat... Până vin ei, suntem la ghișeu. Ne-a întrebat unde suntem, la Obor, la mici. Când a zis așa, venim și noi. Sunt gustoși. Crezi că știe băiatul care face foc, știe să potrivească jarul.
Eu n-am nimerit niciodată la țară. E 45 de minute. Suntem clienți vechi și știm că sunt foarte buni. Deși anul acesta întâi mai a picat în ultima săptămână din postul Paștelui, pofticioșii nu au putut să se abțină. Da, merită, pentru că este 1 mai. Și acești mici sunt foarte buni, foarte proaspeți. Chiar dacă e post și e săptămâna mare a patimilor, nu renunț. De câte ori am ocazia și vin la piață, întâi la mici și bere. Acum v-ați așezat la coadă? Acum m-am așezat, dar e un kilometru, nu știu când ajung. Mâncați de 1 mai mici? De 1 mai. Uh-huh. Da, da. Uh-huh. Doar așa de poftă? De poftă. Mulți însă nu au avut curajul să stea la coadă, doar s-au uitat și au înghițit în sec. E mai bun mici, sigur că da. Da? Uh-huh. Și acum ziceți nu? De 1 mai? Până acolo, la coada așa nu. Deci nu. Nu vreți? În cele din urmă a venit și momentul mult așteptat, acela de a savura preparatul vedet al zilei de 1 mai. I-am servit deja, da. Acum la un pahar de vorbă, muncitoresc, așa cum se spune. Socializăm, mai ne aducem aminte de vremurile de mult, fiind persoane trecute de vârsta a doua. Micul românesc și calitatea românească doar aici este. Deci cel mai bun mic. E postul cu carne, este foarte bun. Este micul nostru tradițional și ceea ce noi ducem mai departe. Cea mai bună zi a producătorului și vânzătorului de mic din România. Sunt mulți mici buni în București și în România și asta e bucuria noastră, că deja se readuce micul ăsta puțin în față, așa, știi, că ne cam făcut să șaorma acum 7-80 ani. Micul rămâne preparatul preferat al românilor. Se spune că primul mititel a fost mâncat chiar în centrul capitalei și a fost inventat din întâmplare. Se pare că într-o seară, în timp ce le pregătea clienților săi mai multe preparate din carne, bucătarul Iordache Ionescu a rămas fără compoziție. Cârciumarul a luat atunci o bucată din aluatul pentru cârnați pe care l-a pus pe grătar, însă fără niciun fel de mați. Așa a luat naștere mititelul din zilele noastre. Potrivit ultimelor date, de 1 mai, România au cumpărat de 7 ori mai mulți mici decât într-o zi obișnuită. Nu există 1 mai fără distracție. La mare petrecere a început de seara trecută, când cluburile de pe litoral au fost pline de petrecăreți. Tinerii au mers ca de fiecare dată în vama veche. Au dansat, au cântat și au creat amintiri până la răsărit. Distracția a continuat și peste zi pe plajă. Mii de tineri s-au distrat până în zorii zilei în vama veche. Stațiunea a fost plină ochi, iar tinerii au dansat și pe plajă. Când s-au trezit după petrecerea de aseară, vama ioții au continuat distracția și peste zi. S-a început deja petrecerea? Da, o continuăm de seară, de fapt. De dimineață. Ce planuri aveți pentru seara asta? Seara ne răcorim cu alcool și ziua cu apa din mare. Deși vremea nu a fost caldă și nici apa mării, cei mai curajoși s-au aventurat în larg. Aveți ceva curaj, nu? Da. E bine. Cum e? Că am tremurat. Cum e în vama veche de 1 mai? Foarte bine. Mișto. E prima oară în vama? Da, pentru mine da. Da, și mie a doua. E frumos. Foarte frumos. E mișto. Vibe-ul e super mișto. Cred că o să mai venim oricum. Unde aveți de gând să petreceți astăzi? Pe plajă? Unde? Toate cluburile. Da. Unii tineri au venit chiar și pentru o noapte în vama veche. Toți abia așteaptă petrecerea din această seară. Sunt fără cazare aici și am venit în voia sorții. Am început la 8 dimineața, v-am zis, de pe tren, s-au dat 3 beri. Până dimineața se consumă numai hamei. Cum vi se pare în vamă? Excepțional, extraordinar. Minunat, sincer să vă spun, chiar e minunat. La mine e a doua oară când vin în vama veche de 1 mai și mi se pare cel mai fluturatic și flamboyant vibe din lume. Nu știu, e pur și simplu minunat. Cum a fost aseară? A fost destul de plăcut, am luat toate cluburile la rând. Și dormit? Nu. Trei ore adunate. Anul acesta este unul de neuitat și pentru această tânără care și-a sărbătorit majoratul la malul mării. Cum e în vama? Incredibil, am făcut 18 ani aici. Serios? Serios. Când a fost ziua ta? Pe 29, când am venit. Ce ai făcut de ziua ta? Ce am făcut de ziua mea? Am stat în ploaie, am stat în microbuz, dar m-am distrat. Și seara asta? În seara asta petrecem. Răsăritul vedeți astăzi? 100%. Da. Și dacă așa le-a fost ziua celor bucuroși că au ajuns la mare, cum este acum? Ne spune colega mea Alexandra Popescu, chiar din vama veche. Bun găsit, Alexandra! Ce este mai tare, frigul sau dorința de distracție?
Bun găsit, Andreea. Dorința de distracție, clar, pentru că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți tineri aici în Vama Veche. Puteți vedea chiar și în imagini că pe plajă încă sunt grupuri de persoane care vor să se relaxeze, privesc marea și ascultă muzică, pentru că mulți dintre ei au venit cu boxele pe plajă și dansează lângă, în grupuri lângă mare. Așadar, distracția este mare și frigul este destul de intens, bate vântul, așa că îi vedeți și pe ei, nu poți să stai la plajă fără geacă și bine îmbrăcat, dar sunt și curajoși, ați văzut și materialul anterior, s-au dezbrăcat în costume de baie și au intrat în mare să se răcorească, pentru că au spus ei cum poate să vină în vamă fără să intre în mare. Este foarte multă lume, așa cum vedeți și în imagini, sunt mulți care vin către cluburi pentru că nici câteva ore începe distracția aici pe plaja din Vama Veche, cluburile se pregătesc să le ofere tinerilor o noapte de neuitat. Vă spuneam de mare și de faptul că este frig în Vama Veche, bate vântul, așa că marea este agitată, valurile sunt mari, așa că aveți grijă să nu vă aventurați prea tare în mare, pentru că așa a făcut și o tânără de dimineață, a intrat în mare, s-a aventurat mai mult în valurile mării și era să se întâmple o tragedie, a avut noroc că a fost salvată la timp. Așadar, distracție, dar cu măsură și aveți grijă. Andreea? Alexandra, mulțumesc. Pregătirile pentru noaptea de 1 mai sunt în Toi și în Mamaia. Stațiunea este opțiunea ideală pentru cei care își doresc lux și confort, dar și pentru fanii muzicii electronice care sunt așteptați la unul dintre evenimentele de tradiție de pe litoral, Sunwave Festival, care începe în seara aceasta. La orele prânzului, vântul care a suflat cu 30 de km pe oră a fost mană cerească pentru zmeele iubitorilor de adrenalină. Este minunat pentru kite. Avem vânt exact ce ne trebuie pentru acest sport. Ne simțim mult mai bine decât dacă mâncăm 50 de mici. Turiștii veniți de la mare distanță special pentru sporturile nautice au deschis sezonul altfel decât până acum, fără fumul grătarelor tradiționale. Micii se arde întâi mai, nu se arde pe burtă, nu de pe grătar. Micii grătarul... După, înainte, mișcare, nu? Câtă mișcare faci astăzi? Depinde de vânt. Dacă vântul are 4 ore intensitate, 4 ore. Doar 4 mici, 4 pe. Soarele a fost zgârcit astăzi pe litoral. În scurtul răstim, cât și-a făcut apariția, n-a reușit să încălzească atmosfera. Termometrele au arătat 18 grade la amiază, iar turiștii din stațiune au ieșit doar la o plimbare pe nisip. Suntem obișnuiți cu vântul la mare. Am ieșit puțin cu copiii, da? Și ne ducem să mâncăm. Vremea ține cu noi dacă suntem optimiști. În afară de vânt, e foarte bine. Pe plaja din Mamaia Nord se fac ultimele pregătiri pentru petrecerile din această seară. Cluburile deschid programul anul acesta, urmate de festivalul muzicii electronice. Where are you from? Italia, Sicilia. Sicilia. And you are here for the festival? Yes. 7 zile și 6 nopți durează festivalul de muzică electronică din Mamaia Nord. La apogeu, aici, în cortul principal, la main stage, vor fi 1500 de oameni care vor dansa în același ritm. În zorii zilei, obosiți după petrecere și cu foame de lup, tinerii se vor aduna la Street Food Festival, un festival al mâncării stradale, aflat la 2 pași de arenele de dans. Am luat 2 sandwich-uri cubano. Conțin brânză topită, castraveți măraș și ceapă prăjită. O tradiție de 1 mai. Da. În loc de tradițional nimic, o nouă tradiție. Sunt peste 30 de comercianți din București și din întreaga țară. Rulote, camioane, căruțe, standuri, biciclete, toate fiind transformate în adevărate mini-restaurante în care se comercializează street food. Este distracție non-stop pe litoral, fie că vor dansa în cluburi sau vor cânta în jurul unui foc de tabără. Toți tinerii se vor bucura de atmosfera care a consacrat litoralul de 1 mai. Înarmați cu energie și chef de distracție, petrecăreții vor uita pentru o noapte de grija muncii și se vor lăsa vrăjiți de muzică. Corespondentul nostru Viorel Matei face sumarul petrecerilor care vor începe. Bun găsit, Viorel! Tuturor din nou. Aici în Mamaia începe petrecerea în forță diseară, pentru că se deschid cluburile, cele care au note de plată cu 30 ori la sfârșit, pentru oameni cu bani, dar și festivalul de muzică electronică, cel care timp de 7 zile și 6 nopți va polariza întreaga suflare a tinerilor din această stațiune. Pe ringul principal vor fi 1500 de oameni la apogeu, dar mai sunt câteva corturi, acela este doar main stage. Se vor distra în ritmuri pe muzică techno, rap, trap și house.
Mai la sud, în Vama Veche, sunt alți tineri cu alte idei și inventivitate mult mai mare. Acolo, cu bani mai puțin, se pot distra pe plajă, în baruri, la terase. Sunt genuri de muzică diferite, de la balcanică până la folk, chitare, focuri pe plajă, berea va curge în valuri și, în general, alcoolul de tot felul, pentru că trebuie să ignore cumva toată lumea frigul. Seara se lasă rece, mai mult de 11-12 grade nu sunt la malul mării. Atât deocamdată de aici. La revedere! Iar cei care n-au ajuns la mare nu s-au plâns că se plictisesc în orașe. Au găsit fiecare câte ceva de făcut, fie că vorbim de plimbări cu vaporașul, așa cum a fost la Galați, fie că vorbim despre mese în care micul a fost rege, așa cum a fost la Iași, în zonele de agrement ale orașului. Ziua de 1 mai a început la Galați cu croaziere pe Dunăre până la podul suspendat de la Brăila sau Insula Cailor, cu o navă de stat care oferă prețuri mai prietenoase față de cele private. Da, pentru asta am venit. De când ați mai făcut croaziere? Cred că anul trecut am fost într-o mică plimbare cu barcă privată, bineînțeles. Înțeles că n-ați mai fost de mult pe Dunăre? Într-o croazieră, așa, în jurul Galațiului? Nu, că n-aveam cu ce. Pe preț ce ziceți? Este acceptabil. Și sunteți cu nepoțica? Nepoțelul. A venit special de la Iași. Cum te cheamă pe tine? Teo. Și câți anișori ai? Aproape 5. Oh, ești mare. Și de unde ai venit tu? Din Iași. De la Iași. E prima oară când te plimbi pe Dunăre cu vaporul? Nu? Aici, în Galați, te-ai mai plimbat? S-a plimbat cu barul. Când ați mers ultima oară în croazieră pe Dunăre, aici, în zona Galațiului? Când eram copil, am trecut cu bacul, atât. În rest? În rest, niciodată. Cum vi se pare prețul? Acceptabil, chiar se merită. Deocamdată, biletele se dau pe sistemul primul venit, primul servit, iar nava este temporar acostată la pontonul Schengen până îi se va construi un ponton propriu. De astăzi încep cursele pe Dunăre pentru perioada 1-6 mai, însemnând de 1 mai și primele două zile de Paște inclusiv. Traseul va fi compus din două curse, da? Dar care se vor face nu în același timp. O cursă va fi Galați-Podul Brăila și cealaltă cursă va fi Galați-Insula Cailor, la vărsarea Prutului. Prețul pentru două ore de cursă este de 50 de lei pentru un adult, 30 de lei pentru cei între 6 și 18 ani și gratuit pentru copiii până în 6 ani. Ziua Internațională a Muncii a fost sărbătorită din plin și la Iași, dar pe uscat, nu pe apă. Mii de persoane au luat cu asalt zona de agrement Ciric, dar și alte părți ale județului, unde au dat gata sute de caserole cu mii și cârnați, dar și apă plată și bere. Grătarele sfârie și la Iași, aici în zona de agrement Ciric și după cum puteți vedea în spatele meu deja s-a format coada, iar sute de astfel de persoane care participă la evenimentele de aici vor fi servite cu mici și cârnați. De obicei de 1 mai se mănâncă mici și dacă ești festivitatea asta, domn Ciric aici, m-am venit. Respectăm tradiția? Da, da, da. Ce înseamnă să mâncăm mici de 1 mai? De ce vă plac? Sunt mai gustos, mai... Așa e tradiția. La aer liber. Așa este tradiția, să mâncăm mici de 1 mai. Foarte bun. Foarte bun sunt. Trebuie să mă duc la părintele să-mi cer iertare. E săptămâna mare. Dar n-ați putut să rezistați? Na, la miros, la aerul frumos, nu. O să-mi cer iertare de la părintele. Tentația e grea. Da, da. Nu au lipsit concertele de muzică populară și pentru prima dată au fost pregătiți și mici de post pentru doritori de către bucătăresele de la cantina socială a Direcției de Asistență Socială din Iași. De 1 mai, românii mănâncă mici oriunde s-ar afla, la 3.000 de kilometri distanță de casă, în Marea Britanie. Micii de pleșcoi au făcut senzație printre pofticioșii plecați în străinătate. Grătarele au sfârit toată ziua, în ciuda ploii obișnuite din regat. Pastrama, cârnăciorii și ceafa au fost la mare căutare, mai ales că atmosfera a fost exact ca acasă, cu muzică și multă voie bună. În pitorescul Yorkshire era mirosit azi a mici și a fum, pentru că nu există 1 mai fără grătar. De la mici, de mici avem ceapă de porc la rotisor, cartofi la rotisor, pastrame de pescuț la rotisor, cârnăciori la grătar, voie bună. Mici, cartofi copți, papanaș, Încă nu ne-am mai hotărât, mai vedem ce mai este. Atmosferă plăcută, muzică foarte frumoasă.
ceapă se cânați la doamna și o ceapă de porc, foarte buni, foarte gustoși. Recomand oricui care vine aici să încerce. Ploaia nu i-a speriat pe români. Sunt deja obișnuiți cu astfel de vreme, așa că s-au bucurat că au putut să-și întâlnească prietenii, să vorbească românește și să petreacă așa cum făceau când erau în țara lor. Am zis să dăm șansa și comunităților de români, nu doar din Londra, ci din toată Marea Britanie, să oferim astfel de evenimente și să bucurăm pe toată lumea cu produse 100% românești. Printre grătarele încinse, vizitatorii târgului din Doncaster au putut găsi și alte bunătăți tradiționale românești. Ca de obicei, am adus zacuscă, zacuscă făcută în casă, zacuscă proaspătă, zacuscă de vinete, vinete și ciuperci, zacuscă de ciuperci, zacuscă de macro, avem fasole bătută, avem o ciorbă de burtă aici și o negresă. Doar bunătăți am adus. Începând de la pâini, pâini simplă, pâini cu cartofi, pască, prăjituri cu alimbrâu, prăjituri, cozonaci. Toate produsele par a fi proaspete și ok, ne lipsesc produsele astea și sper să mai avem târguri așa. Românii care locuiesc în Marea Britanie simt altfel sărbătorile. Au plecat departe de familie, de prieteni și de locurile dragi de acasă, în speranța unui viitor mai bun. Au reușit să și-l croiască prin muncă și sacrificii. Au pierdut însă bucuria sărbătorilor de acasă. Oamenii sunt foarte drăguți, oamenii sunt foarte primitori, oamenii sunt dorinși de țara noastră. Și cum mă văd, încep să plângă și încerc să le cânt. Cum sunt sărbătorile departe de casă? Un pic cam greu, da? Dar de ce să facem? Trebuie să ne adaptăm. Ce vă lipsește de acasă? În Marea Britanie trăiesc acum aproape o jumătate de milion de români. Avem acum o informație de ultimă oră. Una dintre călăuzele care a atacat polițiștii de frontieră cu un cuțit a fost prinsă în urmă cu câteva minute. Bărbatul este afgan și a fost căutat mai bine de 12 ore, inclusiv cu drone și un elicopter. El se află acum în custodia poliției. Ancheta Colegiului Medicilor din București după acuzațiile șocante de la Spitalul Sfântul Pantelimon este gata. Potrivit comisiei de anchetă, niciun medic nu a greșit și nu a făcut rău cu intenție sau fără pacienților, iar actul medical a fost corect. Ancheta se bazează pe datele din foile de observație și pe audierea tuturor celor 23 de medici din secția de terapie intensivă a spitalului. Nu au existat însă discuții cu asistentele sau cu directoarea de îngrijiri medicale. Ancheta procurorilor continuă. E de neimaginat și nu există vreo astfel de dovadă că cineva ar fi avut intenția să facă vreun rău pacienților. Aș spune chiar că în unele cazuri s-au făcut eforturi supraomenești și că medicinele și-au făcut treaba cât au putut ei de bine. Unii dintre cei 17 pacienți care au murit la începutul lunii la Spitalul Sfântul Pantelimon erau de câteva ore la terapie intensivă, alții de luni bune. Cu toții aveau ceva în comun, spun cei de la Colegiul Medicilor. Erau cazuri foarte grave în stare critică. Comisia de jurisdicție a instrumentat cazurile și a întocmit 17 dosare de caz ce au conținut înscrisurile din foile de observație și punctul de vedere al tuturor medicilor care au fost implicați în îngrijirea acestor pacienți. Documentele au ajuns la Comisia de Disciplină, formată din 3 membri care au analizat actele, au audiat medicii și au verificat respectarea protocoalelor. 7 ore au durat discuțiile. Verdictul: moartea pacienților nu ar fi avut legătură cu reducerea dozei de noradrenalină. În absolut toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la aceste protocoale sau că cineva ar fi făcut un act deliberat de a suprima sau de a reduce în scopul criminal un astfel de drog. Colegiul Medicilor nu a stat de vorbă și cu asistentele de pe secția de terapie intensivă. Verificările forului profesional nu sunt relevante pentru ancheta penală, care continuă în acest caz. Suntem aici ca, dincolo de vegherea actului medical, să respectăm onoarea corpului medical. Medicii din ATI sunt medici a căror încărcare profesională și grad de burnout este ieșit din comun. Ce am văzut, niște doctori epuizați, extrem de stresați de aceste acuzații, care și-au făcut treaba cum au putut ei mai bine și asupra cărora, vă imaginați, planează această
etichetă. Medicii se confruntă după acest scandal cu o misiune extrem de dificilă, să recâștige încrederea pacienților în continuă degradare. Comunicarea doctorilor cu bolnavii și rudele acestora este unul dintre aspectele care pot fi îmbunătățite, admite colegiul. Asupra Spitalului Sfântul Pantelimon planează acum și alte acuzații, operații fictive făcute doar pe hârtie. Au ucis un tânăr de 25 de ani chiar pe trecerea de pietoni și și-a continuat drumul fără să-și ajute victima. Despre un caz incredibil care a avut loc într-o localitate din Suceava, discutăm în câteva clipe. Al doilea suspect în cazul uciderii afaceristului Adrian Krainer a fost adus în țară. Bărbatul de 35 de ani a fost prins în Irlanda de Nord și după aceea a fost extrădat. Era dat în urmărire pentru omor calificat. Autoritățile au mai avut pe listă încă un bărbat, chiar pe șeful grupării, cel despre care se presupune că a coordonat atacul sângeros. Ce ai făcut din țară? Credeai că nu se prindă? Știi ceva de ceilalți doi? El este Marian Cristian Minae. Polițiștii au emis anul trecut în noiembrie un mandat de arestare în lipsă pe numele lui. Până acum, bărbatul de 35 de ani a reușit să se ascundă în Irlanda de Nord. Însă polițiștii de acolo l-au prins zilele trecute și aseară l-au extrădat. Bărbatul a fost adus în România încătușat și sub escorta poliției. Cine v-a coordonat? Mulțumesc pentru buna colaborare dintre autoritățile române și cele irlandeze, pentru că în felul acesta predarea s-a fost posibilă într-un termen foarte scurt. Pe 30 decembrie 2023 a fost adus în țară din Scoția și Laurențiu Ghiță și el este suspect în crima de la Sibiu. Acum autoritățile mai au un suspect pe listă. Este vorba despre Cosmin Costinel Zuleam. El ar fi chiar și șeful grupării infracționale. Cei trei bărbați sunt suspecți că l-ar fi ucis pe 6 noiembrie 2023 pe Adrian Krainer. Au intrat în casa afaceristului și au furat ceasul în valoare de 200.000 de euro. L-au bătut, iar apoi l-au înfășurat într-un covor. Krainer a fost dus la spital, dar medicii nu au mai putut să-l salveze. Un bărbat de 25 de ani a murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni. Șoferul care a produs accidentul nici nu s-a uitat în urmă și a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Probabil a crezut că nu l-a văzut nimeni, doar că accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Polițiștii l-au căutat ore în șir. Într-un final, bărbatul s-a predat. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc dizi dimineață pe drumul județean care leagă localitățile Moara și Frumoasa. Pe imagine surprinsă de camerele de supraveghere se vede cum șoferul, care circula cu viteză, lovește victima și după aceea își vede de drum. Nici măcar o secundă nu a frânat. Medicii au ajuns acolo rapid, dar era prea târziu pentru bărbatul de 25 de ani. Polițiștii au plecat în căutarea fugarului. L-au găsit după ore bune de căutări, doar că acesta s-a baricadat în casă și a ieșit abia după ce a venit avocatul său. Era dimineața la volantul? Fugarul a refuzat să explice ce s-a întâmplat și de ce a fugit de la fața locului. Știi cum s-a întâmplat. Era destul de speriat când am intrat în casă. Evident că a fost disponibil să colaboreze, să meargă cu poliția. Nu știa ce s-a întâmplat efectiv. S-a trezit pur și simplu acasă. Nu și-aduce aminte că a fost la volan? Nu. Nu și-aduce aminte absolut nimic. Ori din cauza sperieturii, pe moment, poate cu timpul, o oră, două, trei, o zi, două, să-și revină. În momentul în care a fost găsit de polițiști, tânărul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Acesta a fost preluat, a fost condus la unitate medicală, fiindu-i prelevate probe biologice. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,71 mg per litru alcool pur în aer expirat. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului, dar și pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Scene haotice în Statele Unite. Noaptea trecută, poliția a intrat în forță în Universitatea Columbia din New York și a arestat aproape 300 de studenți pro-palestinieni care au ocupat clădirea. În ultimul timp, furia studenților împotriva războiului din Gaza s-a răspândit în marile universități americane de la o coastă la alta. În California, două grupuri de protestatari s-au bătut cu bâte și artificii. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au intrat cu forța în Universitatea Columbia din New York. Este asediată de 24 de ore de studenții care protestează față de războiul din fâșia Gaza. Îi evacuăm, au strigat polițiștii despre protestatarii din clădirea universității devenită punctul central al manifestațiilor studențești. Bye.
Marți dimineață, studenții au preluat controlul asupra clădirii academice Hamilton Hall. Manifestanții au spart ferestrele și au intrat în clădire. Acolo au afișat un banner cu mesajul Hinds Hall, o redenumire simbolică a clădirii, după numele unui copil palestinian în vârstă de 6 ani, ucis în Gaza de armata israeliană. Poliția a îndepărtat pe toți studenții protestatari din clădire, dar și pe cei din tabăra de corturi pe care și-o instalaseră în campus. Primarul New Yorkului Eric Adams și oficiali ai poliției orașului au declarat că ocuparea a fost instigată de agitatori externi care nu au nicio afiliere cu Columbia. Haos a fost și în campusul Universității California din Los Angeles. Ciocniri violente au izbucnit între protestatarii pro-palestinieni și un grup de contrademonstranți. Protestatarii s-au bătut cu bastoane și au aruncat cu artificii. Susținători ai Israelului, îmbrăcați în costume negre și purtând măști albe, au încercat să dărâme o tabără a manifestanților pro-palestinieni din campus. Tragedie de proporții în China. Peste 20 de oameni au murit după ce o autostradă s-a surpat. Ce se știe despre ce anume a provocat incidentul grav, aflați imediat după pauză. Eu vă aștept. Cel puțin 24 de oameni au murit după ce autostradă s-a surpat în China. Totul a avut loc în provincia Guangdong. Pământul a luat-o la vale în toiul nopții. Din craterul format după surparea autostrăzii au ieșit fum și flăcări. Pe acea porțiune erau la momentul tragediei 28 de mașini. Din cei 49 de oameni implicați, 19 au murit. Intervenția a fost una extrem de dificilă. Au fost mobilizate 500 de persoane pentru salvări. Cauza surpării nu a fost stabilită încă. În ultimul timp, provincia Guangdong a fost afectată de inundații masive și ploi torențiale. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Flash Monden cu Diana Șicove, iar de la 20, Gabriela Șerban și Dezbrăcatul sunt gata să plece la Vânat de Bâlbe, la Cronica Cârcotașilor. De la 20, la Medica TV, începe Sistemul Medical cu Eugenia Foarfecă. A doua semifinală a UEFA Champions League este meciul serii pe Prima Sport 1. A doua echipă germană care luptă pentru un loc în finala UCL, Borussia Dortmund, întâlnește PSG de la ora 22. Să aveți o seară frumoasă!